Jurnalele RTT. Știri la fix. De Ziua Internațională a Educației au igienizat pădurea și au văzut cum arată o pepinieră. Elevii ai școlii gimnaziale numărul 9 au ecologizat o zonă ferită din pădurea din spatele căminului de bătrân din cartierul 9. Drept răsplată pentru efortul lor, au primit cadouri de la reprezentanții regiei publice a pădurilor Kronstadt. De mânuță, 2 câte 2, un elev de clasa 7-a și unul de clasă pregătitoare au pornit dis de dimineață pe cărările din pădurea din Noua. Împreună au igienizat zona, iar rezultatul a fost impresionant. Saci întregi cu resturi menajere și chiar materiale de construcție au fost umpluți imediat de harnicii prieteni ai pădurii. În schimbul efortului lor, cei de la Regia Pădurilor Kronstadt i-au poftit în pepiniera recent amenajată cu fonduri europene. Ceea ce vedeți dumneavoastră acum, vor vedea și copiii dumneavoastră. Da, v-am spus. Gândiți-vă că acești puieți care au un an, maxim 2 ani, vom intra în solar și vom vedea că crește în primul an de viață un puiet plecând de la sămânță și vor ajunge la 100 și de ani. Deci vedeți pe cei din jur. Copiii și-au format primele impresii despre mediul înconjurător și au fost încurajați să iubească și să ocrotească natura. Au aflat și că unii arbori din pădure chiar trebuie tăiați, însă este obligatoriu să se planteze alții în loc. Mulți ne încălzim cu lemn de foc. La nivel național e vorba de milioane de metri cubi. Nu poți lăsa oamenii să stea în frig iarna. Dar, repet, este cel mai important să se planteze. Și acolo unde vedeți că nu s-a plantat, atunci puteți lua atitudine și să țipați. De ce nu faceți, vă faceți treaba? Mai impresionați au fost să află că puieții nu sunt niște pui, așa cum își imaginau cei mai mici dintre ei, ci plante sădite în primăvară în straturi speciale. Cel mai mult mi-a plăcut că am strâns gunoi ca să lăsăm pădurea foarte strânsă. Curată, da? Da. Dar ce părere ai tu de oamenii care își aruncă pe acolo resturile prin pădure? Că sunt hoți. Și răi? Da. Ar trebui să-i punem pe ei să facă după aceea curat? Da. Sau dacă nu, chemăm poliția. Ce ți-a plăcut cel mai mult? Să văd acești mici copăcei. Cum au fost? Foarte drăguți. Lună, curat, impecabil. Așa ar trebui să arate și în mod normal, nu? Da. Ce părere ai despre oamenii care își lasă pe acolo resturile? Ca să simțiți. Și ce ar trebui să facem? Să mai protejăm, să protejăm mediul, să nu mai aruncăm gunoaiele. Cum a fost acțiunea asta împreună cu colegii mai mici? Da, a fost foarte bine. Le-ai învățat ce trebuie să facă pe acolo, da, prin pădure? Da. Ce i-ai explicat? I-am explicat că trebuie să păstrăm curățenia. Da. Așa ți-a spus, da. Că trebuie să facem un curat mereu, da? La finalul vizitei, elevii au primit și cadouri din partea reprezentanților Regiei Pădurilor. Culori și carioci, acuarele și blocuri de desen, iar pentru cei mai mari, rucsacuri, sticuri de memorie și multe, multe jocuri. În plus, și promisiunea că, înainte de sărbătorile de iarnă, își vor putea alege singuri, direct din pepinieră, bradul pe care să-l îmbotobească în sala de clasă. El va alege, nu știu, asta discutați voi în clasă. Deci, și împreună cu cadrul didactic, veți veni și veți alege din pepiniera noastră, veți alege dumneavoastră bradul. E mai complicat cu tăiatul pentru că trebuie să ai totuși o anumită calificare, dar îl putem împacheta împreună, este cel mai... Da? Ziua Educației este marcată anual pe 5 octombrie. Dacă în marea majoritate a școlilor din România s-au desfășurat activități specifice, la București, Brăila și Giurgiu, dascălii și elevii au stat acasă. Cal complet echipat de paradă în Casa Junilor. Replica în mărime naturală a unui frumos exemplar poate fi admirată la expoziția Costumele Junilor din Șchei Brașovului, vernisată de Uniunea Junilor din Șchei și Brașovul Vechi. Expoziția este deschisă publicului și vineri, Noaptea Albă a Galeriilor. Expoziția este dedicată costumelor celor 7 cete din Șchei Brașovului și Brașovul Vechi, pe care junii le poartă în ziua de călări și la alte evenimente înscrise în calendarul de obiceiuri ale comunității din Șchei. Pe lângă valoroasele piese vestimentare, bărbătești și femeiești, într-o cameră puteți vedea calul pregătit de paradă, echipat cu toate accesoriile pe care junii le folosesc pentru a-și împodobi caii în ziua de călări. Șalangurile din piele cu ciucuri tricolori sunt vechi de un secol. Cele de aici aparțin unui june brașovechean, cred că este senajul lor ca vârstă, domnul Vasile Prișcu, care are aceste șalanguri care au peste 100 de ani. Ele au și fost premiate prin perioada interbelică de către regele Carol al II-lea. Din expoziție nu lipsește nici căruța care a fost adusă pe bucăți și montată în interior.
Exponatele provin din colecții private ale locuitorilor din Șchei și de la membrii Uniunii Junilor. Altele, datorită vechimii, fac parte din patrimoniul Uniunii. Pe toate acestea le puteți admira gratuit și la Noaptea Alba Galeriilor în 6 octombrie. Cei care doresc sunt bineveniți să vină în expoziție seara de la orele 18 până la miezul nopții. Evenimentul face parte din proiectul Muzeul din Casa Junilor și este prima expoziție despre portul complet al Junilor realizată chiar de către juni. La organizarea expoziției participă Uniunea Junilor din Șchei Brașovului și Brașovul Vechi, Primăria Municipiului Brașov și Asociația Mă Implic în calitate de cofinanțator. Containere inteligente care înregistrează cantitatea de gunoaie și multe aplicații pentru eficientizarea activității. Sunt câteva dintre soluțiile prezentate în Caravana Smart City, cel mai amplu program de promovare a industriei Smart City din România, lansat în urmă cu câteva săptămâni. Edilii locali spun că Brașovul este unul dintre cele mai inteligente orașe din România. Caravana a pus practic față în față autorități locale cu societatea civilă, mediul universitar și mediul privat, care pot dezvolta soluții dedicate pentru regiune. Trebuie să înțelegem că acești patru piloni, administrația publică centrală și locală, mediul universitar, mediul privat și mediul civic, sunt cei patru piloni pe care se dezvoltă un oraș inteligent, un oraș sustenabil. Brașovul implementează soluții inteligente încă din 2005. Organizatorii caravanei susțin că orașul nostru ar putea intra într-un top al orașelor inteligente. Cel mai elocvent exemplu este iluminatul public prin telegestiune inteligentă, managementul traficului în cadrul transportului în public, GISU, informațiile despre toate rețelele sunt implementate într-un sistem informatic. În România nu există un oraș inteligent integral, dar lucrurile vor trebui să se schimbe. Cel puțin în domeniul eficienței energetice, legislația spune că până în 2020 nu ar trebui să mai existe clădire nou construită care să nu fie eficientă din acest punct de vedere. Reprezentanții Ministerului Energiei au adus la cunoștința decidenților locali programele de eficientizare energetică pe care le pot accesa. Noi acum revizuim strategia din 2008 a României pe dezvoltare durabilă și o componentă foarte importantă e acest Smart City, mobilitate și soluții deștepte care fără o legislație clară, fără a sprijini autoritățile locale, nu va funcționa. Au fost prezentate și soluții inteligente pentru eficientizarea anumitor activități. De exemplu, în managementul deșeurilor, o firmă propune containerele cu senzori, care se deschid cu cardul, înregistrează cât gunoi aruncă cetățeanul, iar în funcție de asta îi va veni și factura. Un astfel de sistem nu a fost încă implementat în niciun oraș din România. O baterie de containere îngropate, care sunt dotate cu niște senzori. Senzorii aceștia măsoară cantitatea, nivelul deșeurilor acumulate în respectivul container și aceste informații sunt transmise mai departe către operatorul de salubritate care vine, le ridică în momentul în care containerul se umple. Evenimentul face parte din programul Caravana Smart City, inițiat de Asociația Română pentru Smart City și Mobilitate și este organizat sub înaltul patronaj al Ministerului Energiei. Edilii nu se decid încă între electronică și lemn pentru viitoarele panouri de afișare a evenimentelor culturale din zona Modarom. Municipalitatea caută de mai bine de un an o alternativă la suporții inestetici de la intrarea de pe strada Republicii, dar nu au găsit-o încă. De indecizie, autorităților profită patronii de cluburi și locante din zonă care se promovează gratis pe ziduri. În urmă cu un an, problema părea că își va găsi rezolvarea peste doar câteva zile. În momentul acesta nu există o reglementare, doar că astăzi noi am aprobat în Comisia de Urbanism amplasarea unor panouri speciale cu cadru din lemn realizate, care vor fi destinate doar evenimentelor culturale organizate la instituțiile de cultură. În viitorul apropiat, restul panourilor ale cluburilor și ale restaurantelor, care în momentul acesta nu se află printr-un cadru legal, reglementat, nu se vor mai regăsi în zona Modarom. Nimic nu s-a schimbat însă de atunci, iar instituțiile culturale se promovează în continuare pe aceiași suporți de lemn. Edilii motivează întârzierea prin preocuparea de a găsi cea mai bună soluție pentru instituții, brașoveni și turiști. Încercăm să găsim cea mai bună soluție pentru a promova evenimentele culturale care se desfășoară la Brașov. Avem până în prezent două variante. Una este cu un sistem de panouri pe care instituția de cultură să-și lipească afișele sau am obținut un certificat de urbanism pentru un sistem electronic
trecut totuși un an de când anunțați că veți demara. Da, pentru că este o zonă sensibilă și trebuie să găsim cea mai bună soluție care, după cum spuneam, care să afecteze cel mai puțin din punct de vedere vizual, ca să asigure cea mai bună facilitate pentru instituțiile de cultură să-și promoveze evenimentele și, în același timp, cel mai bun sistem de informare pentru brașoveni și turiști. Și brașovenii cred că actualul sistem de afișaj este total nepotrivit. Sincer, nu. Dacă erau puse puțin în ordine, adică după dimensiune mă refer, de la mic la mare sau o altă ordine. Nu sunt chiar ok. Adică înțeleg că trebuie să vadă lumea ce evenimente urmează, dar nu cred că sunt amplasate într-un loc tocmai în regulă, mai ales că sunt așa de mulți turiști. Cred că ar trebui un loc special amenajat unde să fie amplasate aceste reclame, să zicem așa. Mă uit ce e în următoarea perioadă, dar la operetă. Mă interesează că merg cu nepoțica, dacă sunt spectacole de operetă. Lasă loc de mai bine. Cum ar trebui, după părerea dumneavoastră, să găsească o soluție responsabilă, să spunem? Păi cred că ar trebui făcut un panou mare aici. Deși amendată de mai multe ori pentru nerespectarea legislației privind afișarea de reclame, diverse cluburi și pub-uri din zona centrală continuă să se promoveze nestingherite printre panourile rezervate evenimentelor culturale. Mersul pe jos face nu numai piciorul frumos, ci și inima puternică. Plimbarea este cel mai ieftin și mai la îndemână mijloc de a face mișcare. De ziua mersului pe jos, primăria și mai multe ONG-uri din oraș au organizat o plimbare pentru persoanele care iubesc această activitate. În cazul multor vârstnici, mersul pe jos este singura formă de sport pe care o pot practica și înseamnă o modalitate de menținere a sănătății și a unei bune forme fizice. Este pentru primul an în care municipalitatea, prin Direcția Servicii Sociale, marchează Ziua Mondială a Mersului pe Jos. Este un eveniment organizat împreună cu câțiva parteneri de-ai noștri, cum ar fi Societatea Națională a Crucii Roșii, Asociația Surdomuților din Brașov, Asociația Sfântul Haralambie și împreună cu alte ONG-uri. Dorim în felul acesta, împreună cu persoanele vârstnice și cu persoanele cu dizabilități, să conștientizăm brașovenii cât de important este mersul pe jos. Mersul pe jos este cea mai ușoară formă de exercițiu fizic pe care o putem face. Este la îndemâna oricui, nu necesită dotări și sau alte cheltuieli și practicând zilnic mersul pe jos ne asigurăm un stil de viață sănătos, o viață sănătoasă. Cu experiență de viață în urmă, câțiva vârstnici au pornit și ei la drum cu gândul la un mod sănătos de viață. Nu prea pot să merg din cauza poluării, că eu aș merge mult mai mult pe jos, dar e multă poluare, sunt multe mașini, orașul s-a cam aglomerat. Dar e bine, poate eu sper că în viitor să se renunțe la mașini, să mergem numai cu bicicletele, să mergem mai mult pe jos. Cei care au participat la plimbarea organizată special pentru această zi au făcut o scurtă drumeție de mai mulți kilometri. Startul s-a dat în parcul Nicolae Titulescu, de unde participanții au mers spre clădirea Modarom, iar apoi s-au întors spre cartierul Șchei. În special pentru cardiaci, mersul pe jos poate fi cel mai bun medic. Toate sirenele testate miercuri au funcționat la Brașov. Inspectoratul pentru situații de urgență efectuează exerciții de alarmare în fiecare săptămână, iar de data aceasta a venit rândul verificării a 13 sirene din 8 localități ale județului. Potrivit purtătorului de cuvânt al inspectoratului, capitan Ciprian Sfreja, toate acestea au funcționat. S-a desfășurat un exercițiu de alarmare publică în 2 orașe și 6 localități din județul Brașov. Toate sirenele verificate de cadrele Inspectoratului pentru situații de urgență au funcționat. Este vorba de 13 sirene. A fost practic un exercițiu de prealertare aeriană. În continuare, în fiecare miercuri vom desfășura astfel de exerciții. După o săptămână de pauză, lupii revin la meciurile oficiale din Erste Liga, de data aceasta pe gheața proprie în fața fanilor. Vor fi două partide cu adversarea din Ungaria, pe care echipa brașoveană și-a propus să le câștige. Vineri, Corona va întâlni Uipești Budapesta, pentru ca sâmbătă brașovenii să joace împotriva celor de la DAB Dunai Varoș. Antrenorul Martin Lacroix s-a arătat nemulțumit de faptul că echipa a reușit să câștige doar un punct din cele trei partide jucate în deplasare. Brașovenii au pierdut la limită toate cele trei confruntări și au câștigat un
punct la Viena, unde au cedat în prelungiri. De această dată, pe patinoarul propriu și susținut de fani, hocheiștii de sub Tâmpa sunt deciși să demonstreze că se pot bate și anul acesta pentru un loc în play-off. It's a big weekend for us. Este un weekend important pentru noi și chiar dacă suntem la început de sezon, clasamentul nu arată favorabil, pentru că am reușit să adunăm doar 4 puncte. Asta nu înseamnă că am jucat prost, doar că nu am reușit să strângem câte puncte ne-am propus. Vom înfrunta UTE vineri și Dunai Varoș sâmbătă. Planul nostru este să colectăm cât mai multe puncte și să avem rezultate bune. Atitudinea jucătorilor este bună, lotul este complet și e timpul să ne concentrăm și să câștigăm. Ambele partide, atât cea de vineri cât și cea de sâmbătă, vor începe de la ora 18:30 pe patinoarul olimpic din Brașov. Debut cu dreptul pentru Olimpia CSU Brașov în noua ediție de campionat. Chiar dacă au evoluat în deplasare împotriva multiplei campioane naționale ICIM Arad, fetele pregătite de Dan Calancea s-au impus fără emoții și își anunță candidatura la un loc pe podium și în această ediție de campionat. Brașovencele conduceau încă de la finalul primului sfert, când tabela arăta 23-20 pentru alb-albastre. Sfertul secund a fost cel mai bun al oaspetelor, care s-au distanțat la 14 puncte după ce au câștigat această parte cu 26-15. După 49-35 la pauză, câștigătoarea meciului era decisă și brașovencele s-au relaxat în sfertul al treilea, pe care l-au pierdut la 4 puncte și le-au permis gazdelor să se apropie la 57-67. În ultima parte însă, formația de sub Tâmpa a refăcut diferența de 14 puncte, astfel că partida s-a încheiat cu 94-80 în favoarea olimpicelor. Pentru brașovenci au punctat Porșia Darăt, 25 de puncte, 5 recuperări și 4 asisturi. Biliana Pesovici, 17 puncte, 7 recuperări și 5 asisturi. Gabi Irimia, 16 puncte, 6 recuperări și 3 asisturi. Alia Hanford, 13 puncte, o recuperare și 5 asisturi. Cristina Higgins, 12 puncte, 13 recuperări și 2 asisturi. Eva Kazlauskaite, 5 puncte și 2 recuperări, Diana Dănălache, 3 puncte, Diana Moraru, 3 puncte și o pasă decisivă. Luni brașovencele vor primi vizita formației Phoenix Galați, care a pierdut în această etapă pe teren propriu în fața celor de la Sirius Târgu Mureș cu 54-65.